Luna septembrie a venit cu noi perspective pentru sportivii din Giurgiu. La sala din incinta complexului sportiv Marin Anastasovici, boxerii de la CSM și-au început antrenamentele. Au avut o pauză mai lungă, dar acum antrenorul Dragoș Diaconu a dat militaria jos din pod, pentru că se apropie o serie de competiții pe care giurgiuvenii le așteaptă de multă vreme. Următoarele competiții și obiective totodată sunt Cupa României la juniori, care va avea loc în luna octombrie și unde vom participa cu doi sportivi. Sperăm să ne prezentăm bine. Sportivii sunt deja sportivi consacrați, au câte 10 meciuri. Unul dintre ei este medalia cu bronz, tot la Cupa României anul trecut. După care, luna noiembrie, vom avea campionatul național de cadeți. Noiembrie vine pentru boxerii de la Clubul Sportiv Municipal cu o altă deplasare importantă, de data aceasta la campionatul național de cadeți. O competiție foarte importantă, care va începe pe 15 noiembrie, unde vom participa cu 4 sportivi, dintre care 2 sunt medaliați la Cupa României, anul acesta la Brăila, Mustafa Aurel cu argint și Sefer Robert cu bronz. Lateral, lateral! Schimbă! Haide! Hai, 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 hai